mă bucur că lumea a venit să ne susțină, mă bucur că am jucat pe acest teren. Poate pe viitor va fi altfel, într-adevăr, sunt altfel de repere, altfel de emoții când joci pe o arenă așa de mare, ea e mult mai experimentată, dar fiecare zi e o zi diferită. Am intrat pe teren să-mi fac jocul meu, într-adevăr, ea și a fost puternică. Și cum ai simțit-o pe adversara ta? Parcă era părea mai bine pregătită decât Svitolina, nu știu, a apucat să te studieze mai mult, ai simțit că era mai... A avut un început bun de meci și un serviciu puternic și asta i-a datorat câștigarea setului întâi mult mai rapid, fiind și o arenă așa de mare, jucând mai multe meciuri aici, dar ca și stil, au stil diferit, bineînțeles, amândouă. Eu am reușit să revin pe parcurs și am fost foarte aproape, păcat că tot ea a servit cu mingi noi la 5-4 și i-a intrat destul de bine serviciul, asta a fost cheia meciului de astăzi pentru ea. Dar următoarea dată sigur va fi altfel. Totuși, Svitolina pare o jucătoare bazată mai mult pe inteligență, pe tactică față de cea de astăzi care e mai mult pe forță, nu? Greșesc sau? Este posibil. Sigur, este americană, categoric îi place jocul rapid și încearcă mereu să fie ofensivă. Cum te-ai simțit că povesteai și zile trecute de plăcerea de a te afla aici și de a juca la acest nivel? Cum te-ai simțit Sigur, pe stadionul ăsta? Foarte, foarte bine m-am simțit. Sper să mai fie meciuri pe stadioane mari ca să capăt eu mai multă experiență și să pot evolua mult mai bine. Și ultima întrebare, ai să vii mâine să te uiți puțin la Simona, să o sprijin? Depinde când voi juca meciul meu de dublu. Dacă va fi posibil, da, dacă vom juca, îmi pare rău. Oricum, noi toate româncele ne susținem și ne bucurăm dacă câștigăm mereu și asta e un lucru mare. Buzărnescu a fost ieri și a jucat pentru prima oară în viața ei pe terenul central și i-a părut foarte rău că astăzi nu a putut să te urmărească măcar câteva game-uri pentru că a jucat în același timp. Poți să, dacă îți mai aduci aminte, care au fost primele tale impresii când ai jucat tu prima oară pe acest mare teren? Eu am jucat, cred că în 2011, prima dată la US Open contra Lina și a fost bine, am jucat destul de bine, am câștigat acel match, dar emoțiile nu se pot descrie pentru că este alt sentiment, cu totul și cu totul altceva, pentru că muncești toată viața ca să ajungi pe terenurile acestea. Am văzut un pic din meci ieri, păcat că în setul 2 nu a reușit să revină mai mult, dar îi trebuie experiență, îi trebuie momente mai multe de acest gen și cu siguranță o să fie acolo de mai multe ori.